Decizia Comisiei Europene înseamnă că pasagerii aflați la bordul aeronavelor din Uniunea Europeană își vor putea folosi telefoanele mobile așa cum o fac atunci când sunt conectați la rețelele mobile de la sol. Pasagerii vor primi serviciile 5G prin conectarea la o celulă de comunicație existentă în cabina aeronavei. De hallelujah! Adică, în sfârșit, se întâmplă chestia asta, s-au alocat niște frecvențe 5G pentru utilizarea în aeronave și că vor exista niște picocelule la nivelul respectivelor aeronave. Adică, practic, comunicarea nu se va face direct cu celulele de la sol, ci se va face cu acea picocelulă din avion, care la rândul ei va comunica, probabil via satelit, cu celulele de la sol. Pasagerii vor putea folosi astfel atât serviciile de mesagerie și date, cât și apelurile telefonice, fără restricții și fără a pune în pericol echipamentele de radionavigație și de comunicație din cabina piloților, dau asigurări specialiștii. A fost nevoie de studii suplimentare, de teste, de senzitivitate electromagnetică pentru toate echipamentele din avion, de teste de interferări frecvențe, tocmai pentru a demonstra că această tehnologie este sigură și pentru utilizatorii umani, dar și pentru sistemele de navigație ale avioanelor. Suntem dependenți de telefoane, așa că e super. Dacă e un zbor lung, poate fi benefic. Timpul ăla de zbor nu mai ești deconectat sau na, ai acces la, nu știu, la lumea virtuală, la familie, la prieteni. Până acum, pasagerilor le era permis să folosească telefonul în timpul zborului, însă numai în modul avion, care limita serviciile oferite.